Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Este ora 9 fără 18 minute aproximativ. Vă spunem bună dimineața. Am o problemă atunci când mă duc să-mi schimb portofelul. Ce problemă mai ai, drag? Am multe probleme eu. Da, tu, dar sunt problemele mele personale, nu vreau să te încarc cu ele. Știi, era replica aia din Ellie McBeal. Dar, dragă, de ce sunt mai importante problemele tale decât ale mele? Pentru că sunt ale mele. Sunt ale mele, știi? Deci, foarte tare mi s-a părut. 20 de ani de la filmul ăla. Caut un portofel. Da? Da, am caut un portofel și vreau un portofel slim. Slim și mic, de la de carduri, nu? Nu, vreau să fie subțirel. Uh-huh. Că dacă este mai mare, mai voluminos, la mine toată averea, eu n-am poșetă, că nu sunt femeie, și atunci tot țin în buzunare. Ai rucsac, mă. Păi știi dacă, da, portofelul ții în buzunar. Și eu am geantă de contabil. E ok, deci portofelul ții în buzunar. Și atunci eu îmi caut un portofel slim. Subțire. Dar testul suprem pe care îl fac când mă duc în magazinul de portofele este să scot buletinul, cartea de identitate din portofelul pe care l-am în dotare și care se dezintegrează, trebuie să umplu cu grijă cu el. Și să văd, încape buletinul? Da, este marea mea problemă atunci când îmi cumpăr un portofel. Nu știu, mai are cineva problema asta? Se pare că aici la noi în platou n-are nimeni. Ba, da, eu primul lucru iau... Ba da, și eu. Deci, eu tot timpul scot buletinul la mine. Eu scot buletinul și văd, îmi încape, nu-l iau pe ăsta, firar să fie. Dar avem o propunere de nu știu când, se tot așteaptă noile cărți de identitate ale românilor, care vor fi exact alea din străinătate, cum au italienii, francezii, spanioli și așa cum? Mai departe. Ce sunt dimensiune? Mici cât permisul cât de permis? Conducere. Bravo. Și au pe când ele și întâmplă? Un chip de la cum este cardul. Cardul okay, bancar, știi? Da. Cardul are un chip. O să-l bagi în bancomat, cum da. Ai băgat și cardul de sănătate. Bineînțeles, okay. Nu mi-a dat nimic. Nimic, da. Dar partea bună este că nu mi l-a reținut bancomatul. Dar știi că nu ți-a rămas acolo. Înțelegi. Dar cardul nostru, noul nostru buletin, va deveni și buletin de analize. De ce zic asta? Ar putea afișa, cică, și grupa sanguină și RH-ul posesorului. Da, ăsta e un lucru foarte bun. Foarte interesant. E un lucru foarte bun în caz păi de accident, ferească Dumnezeu. Exact. Da, e un lucru foarte cică, bun. Cei care au inițiat legea zic că informațiile sunt vitale în cazul victimelor accidentelor rutiere și pacienților care ajung în stare de inconștiență la spital fără aparținători. Foarte interesant. Da, nu, mie mi se pare o decizie bună, punct. Restul, nu știu dacă sunt unii care au comentarii de făcut negative, dar decizia mi se pare foarte bună. Noul buletin al românilor, noua carte de identitate, ci că ar trebui să conțină și niște amprente. Așa. Gen... Da, da, păi... Nu știu dacă e rău sau bine. Băi, e ok, că, de exemplu, în America, da, de mult, e cu amprente, amprentează când intri la graniță. A, da, serios? Da, nu mai știu cum e da, acum, interesant. Dar acum, nu știu, mulți ani, la fel, mi-am puc toate degetele. Eu m-am gândit așa în glumă, ce ar trebui să mai conțină. Asta urmea să spun, nu te-ai gândit tu, trebuia să te gândești tu ce te da, să nu, mai pune aia pe buletin. Da, m-am gândit acum, ce ar trebui să mai conțină ia. Buletinele românilor. Ce? Păi, parola de la Facebook, Instagram și TikTok. Cum îți veni? Păi, poate uiți. Nu-i așa? Să o treci pe buletin. Da, bon, să mai fie acolo parola de Facebook, Instagram. Dar numai ale tale? Nu, și a soției. A iubitei. De fapt, nu a iubitei, că a după iubitei aia te bagă la hărțuire. Soției, că oricum împărțiți și binele și relele. Da, și aveți și aceeași și adresă. Bunele și relele. E aceeași adresă. Exact, da. Da. Aceeași sau adresă, locuiți la aceeași adresă. Ce ar trebui să mai conțină, stai să mă gândesc, buletinul românilor, data când iei salariu. Păi de ce? Poate uiți. Nu uiți. Eu cred adică, că asta românii nu uită niciodată. Măi, salariul este atât de mic încât uiți, nici nu zici că există. Și totuși ai acolo să dovedești, domnule, să salariat. Uite, am salariu, da? Așa. Scadența de la credit, să nu-i să-ți plătești rata. Ia stai să mă... Aoleu, trebuie să-mi plătesc rata chiar. În cât suntem azi? Da, trebuie să-mi plătesc rata. Deci cadența de la credit. Așa. Și eventual să-ți bipăie buletinul. Să înceapă. Bip, 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 bip. Înțelegi? Să-ți dea ro alert pe buletin. Banca. Aia da, ro alert pe buletin. Ce ar trebui să mai conțină noile buletine ale românilor? Stai să mă gândesc. Niște bani. Ba, aia da. Niște bani. Niște bani. Adică, când să-ți vine, bage lunar. Când, nu, când îți vine buletinul, nu? Să-ți vină și cu niște bani. Mă înțelegi? Să-ți vină cu niște am bani. Am dat din cap el. Așa că s-au stins monitoarele aici. Când am vorbit de bani și de cutare, s-au stins monitoarele. Fii atent, că pe noile cărți de identitate ar trebui să scrie, scrie data de naștere, da? Da. Să scrie și data de naștere a soției iubitei, să nu mai uiți. Aia da, și a copiilor. Da?
Nu că zic ei din timp că vine ziua lor și trebuie să le iei cadou. Da, nu, da. Eu am această problemă, recunosc, da? Cu zilele de naștere. Și serios. Eu la fel. Deci a trebuit să completez emei când este născută. Că am fost la SOS Satele Copiilor, apropo, foarte tare a fost. Și e un acord parental că ești cu copilul. Și când este născut copilul, la care eu... la care e 8 aprilie. Dar nu că nu știam, Doamne ferește. La an am probleme că în loc să scriu 2015, scriu 2005. Înțelegi? Și copilul din 2005 nu mai e copil. Nu mai e, nu. În loc de 8 ani și jumătate are 18 ani și jumătate, da. Exact. Ce ar trebui să mai conțină buletinele românilor? Nu știu, poate eventual aveți și ne mai dați și voi câteva idei la 0754222999. Dar eu am trecut așa în mare, am trecut ce mă interesează pe mine. Poți să dau mesajul ăsta, neapărat trebuie să-l dau. E foarte bun. Zice, să te anunțe când buletinul nevestei stă mai mult de 5 minute în prezența altui bărbat la o adresă ciudată. Ai, ce interesant! Deci un chip de la bip, 5 minute, unde e? La ce adresă? La ce etaj? Măi, am o prietenă, știi cum și-a prins iubitul că a fost în vizită la necuratul? S-a dus cu el până la ușa doamnei, domnișoarei. A zis, dă-mi puțin telefonul. Și a văzut că s-a conectat telefonul pe Wi-Fi-ul apartamentului. De unde ai tu parola dacă nu o cunoști? De la oficină. Foarte tare asta, da, nu? Da. Deci, dar știi, mai e una. Parola de wireless ar trebui să fie pe buletin, fiindcă eu mereu o uit. E de-aia, așa. Că după aia dăm publicitatea. Au scos ăștia tot așa, cineva a prins pe cineva. I-a cumpărat, dragă, drept cadou, așa, un ceas. Dar știi că sunt ceasurile alea... Nu. Un ceas care măsoară... Care măsoară altitudinea. Și are GPS și altitudinea. Și a apărut că e la etajul 4. Înțelegi? La etajul 4. Nu era la nivelul sau. Uite, repede la 0754222999. Bună dimineața! Salutare, băieți! Oameni, dacă îmi dă buletinul ăla cu chipul ăla și dacă nu îmi dă bani pe el, păi ce să fac cu el? Numai să îl port pe mine? Atunci te lasă-l pe ăsta. Nu mai schimba dacă nu bagi bani pe chipul ăla, pe buletin. Pa! Normal, dar tu nu zici că mie nu-mi intră în formoneu. Nici deci mie. Am o problemă. Chiar am o mare problemă. Acum nouă nu ne intră în formoneu, acum intră publicitate. Dimineața pe noi. This is Bună dimineața, bună dimineața. Uite cum ne apropiarăm de ora 9. Mai avem secunde efectiv. Nadine Adi sunt pregătită pentru știri. Nu suntem pe fugă. Lasă că ne liniștim după aia. Haide. Da. Alergăm puțin printre știri, ne întoarcem, le comentăm. Hai, bună dimineața. Bună dimineața din nou. Israelul a declarat oficial stare de război pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Este deja a treia zi de groază după ce gruparea teroristă Hamas a ucis peste 700 de oameni. Alte 2000 de persoane sunt rănite, iar spitalele abia mai fac față numărului mare de victime. În sudul țării, armata luptă în stradă cu teroriștii și încearcă să elibereze familii întregi luate ostatice. Gruparea a făcut un adevărat măcel și la un festival de muzică. 260 de tineri au fost uciși, iar alții luați prizonieri de teroriști. Sute de români, dar și cetățeni străini au fost aduși în România din Israel. Alți peste 90 de conaționale au fugit în Iordania și cer ajutor autorităților române pentru a fi repatriați de acolo. Ne-am bucurat suficient de căldură. Din această dimineață s-a așternut frigul în toată țara. În ultimele 24 de ore, temperaturile au scăzut chiar și cu 15 grade. La Constanța, rafalele au ajuns la 80 de km la oră. Mai mulți copaci au căzut peste mașini, iar doi pescari au găsit cu greu drumul înapoi spre mal, după ce vijelia i-a prins pe mare. Medicul Cornel Petreanu de la Institutul Marius Nasta din Capitala a murit într-un accident rutier pe DN1 cu o zi în urmă. Medicul era anchetat pentru că ar fi luat mită pentru a opera pacienții. Autoritățile fac acum cercetări pentru a afla în ce împrejurări s-a produs tragicul accident. Fostul fotbalist Dănuț Lupu a ajuns în România ieri și a fost preluat de polițiști de pe aeroportul Otopeni. Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare după ce a fost prins conducând fără permis în repetate rânduri. Nicu Șordan a anunțat că va candida pentru un nou mandat la primăria Capitalei ca independent, cu susținerea partidelor care doresc să îl sprijine.
un nou drum care urcă până la cota 1700 în stațiunea Parâng a fost finalizat. Împătimiții drumețiilor montane, cabanierii și salvamontiștii așteptau șoseaua nouă de 30 de ani. Localnicii speră acum ca noul drum să le aducă și mai mulți turiști în zona cunoscută deja în rândul iubitorilor de munte. Criza imobiliară din Germania se adâncește tot mai tare. Mai mulți dezvoltatori cu proiecte de miliarde de euro se pregătesc să își declare falimentul. Una din 5 companii de construcții care au răspuns unui sondaj anunță că a anulat deja proiecte importante. Vorbim de cea mai proastă perioadă în industria construcțiilor în Germania. Cel mai mare lanț uman din lume a fost format în Franța. 792 de oameni s-au adunat pe 3 plaje, iar momentul a fost filmat cu o dronă. Toate persoanele s-au îmbrăcat în roz pentru a marca luna dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Recordul anterior a fost atins în 2019 în Italia, când 721 de persoane au făcut același lucru. David Popovici a câștigat toate cele 4 probe la care a participat weekendul trecut la concursul de la Nyon în Elveția, în bazin scurt. Această competiție este una de pregătire pentru campionatele europene care vor avea loc în decembrie la Otopeni. Iar Iga Świątek, numărul 2 mondial, a câștigat turneul de categorie WTA 1000 de la Beijing. Poloneza a plecat acasă cu cel de-al 5-lea trofeu obținut anul acesta. Iar cu informația din sport am încheiat știrile orei 9, dar nu uitați că vă aștept și un pic mai târziu cu alte noutăți. Dimineața pe 2. Da, zile tulburi în lumea largă, așa că bine că ai încheiat cu sport, cu tenis. Da, încerc. Și cu lucruri mai drăguțe, mai vedeam, am văzut o știre cu niște cercetători japonezi, nu, care au găsit plastic în nori. Nu mai dau nimic de sport, că după aia zice, face grig mișto de mine. O fi de la dârele alea lăsate de avioane în urmă. Nu știu, e o explicație, nu? Că tot s-a vorbit despre asta în ultimele zile. S-au găsit plastic în românce. În buze și aoleo, în alte părți. Da, o cantitate impresionantă. Prevedeam asta, dar de ce doar în românce, dragă? Ce doar româncele? Româncele au inventat operațiile estetice. Noi locuim în România, de-aia. Nu puteam să zic este europencele, să zicem. Credeam că zici de japoneze, dar alea sunt mici și intră puțin plastic. Dar orez. Eu o să mă retrag din această discuție. Bine, pa. Dimineața pe doi. Impulse. Enjoy the hits.